Așa, dar vreau să întâi să citez aici, uite, sunt niște cuvinte, versuri extraordinare. Frică, frică, învață-mă cum să te cunosc mai bine, să mă împrietenesc cu tine, cum să-ți cânt, să te descânt și să mi te scot din gând. Lasă-mă să ies la soare, să îndrăznesc să mă fac mare, cu copii să mă joc, să nu stau doar într-un loc. Curajul unde-l găsesc? Când cu tine mă trezesc, noaptea când e întuneric și în jurul nu-i niciun sfetnic, îi găsesc pe inimioară și-l scot încet afară, ochișorii deschid și mânuța o întind. Iată că nu e nimic nici prea mare, nici prea mic, nici urât, nici prea frumos, nici pe sus, nici pe jos, sunt doar eu. Așa am o piele de găină când citesc aceste versuri. Cât despre tine, prietene, ție ce fel de frici îți dau tărcoale? Cu toții avem anumite frici în noi, dar trebuie să ne prietenim cu ele. Exact cum ai zis și tu. Să le transformăm în puterea noastră și să ne facă pe noi să fim mai buni. Pentru că nu frica ne definește, ci cine suntem cu adevărat și să ne amintim cine suntem cu adevărat. Așadar, sunt foarte onorată să fiu aici astăzi pentru această lansare extraordinară, grădină cu povești de lac, dăruită din inima adulților și copiilor. Și cred că dacă aveți un cadou care doriți să dăruiți cuiva, această carte este o minune. Bravo! Felicitări!